Mi-a fost foarte, foarte greu să cresc doi copii și singură. Am avut o perioadă în depresie destul de lungă. Între mine și Marian a fost o dragoste foarte mare. Nu am făcut programarea pentru a face întrerupere de sarcină. Eu credeam că nu mă iubește și mă va părăsi imediat după ce voi face întreruperea de sarcină. În aceste două săptămâni, burtica mea era foarte mare și nu mai puteam să mă întorc la el și nu mai aveam cum să ascund. Adevărul în totalitate îl am spus abia înainte cu o zi de botez. Familia lui nu a fost de acord cu mine niciodată. Dacă tu faci copilul acesta, să dea Dumnezeu să fie surd. Cu puțin timp înainte ca fetița mea să facă 2 ani, am aflat că nu aude, am luat o cană și am avut intenția de a o lovi. Pe soacra ta? Pe soacra mea. Marian se uita foarte mult la videochat. Violență destul de gravă. Marian mi-a dat și cu pumnii și cu picioarele și cu tot ce s-a putut până când am picat pe jos. Deci pur și simplu era ca și cum nu mai aveam ochi. Am avut multe momente în care am vrut să mă sinucid, să știi. Făcusem 2 copii și devenisem așa ca o pacoste pentru toată familia mea. A fost vorba de prostituție. Am fost escortă. Însă, la modul acela, foarte greu de acceptat. Am fost și amenințată. Mi s-a reținut și pașaportul. Privind de pe margine povestea unui om, este foarte ușor să punem pe oricine la stâlpul infamiei. Putem să dăm cu pietre fără să ne gândim că în spatele fiecărui personaj există și un suflet. Ne întrebăm de fiecare dată ce au fost oamenii care apar în fața noastră înainte ca ei să fie atât de vulnerabili, atât de expuși. Suntem curioși dacă e greu, dacă e ușor, dacă au învățat în timp, Larisa, da, să gestioneze mai bine situațiile. Da, ai spus bine. În timp am învățat să gestionez mai bine situațiile, așa cum spui tu. În timp am învățat să cresc cu copiii. Și pot să spun că am crescut chiar și eu alături de ei. Devenind mamă foarte tânără, am devenit mamă înainte să fac 20 de ani. Îți dai seama că mi-a fost foarte, foarte greu să cresc 2 copii și singură pe parcurs. Când ai fost cel mai vulnerabil în viața asta? După divorț. Ce ai simțit atunci? M-am simțit singură, cu un bagaj, așa mă simțeam, și aveam impresia că nu o să mă descurc să cresc 2 copii singură și pur și simplu nu mai vedeam ziua de mâine. Deci nu vedeam a doua zi. Am avut o perioadă în depresie destul de lungă. Cred că 7 ani am fost în depresie. Vreau să începem cu începutul. Nu ți-am spus întâmplător doar Larisa, pentru că aș fi vrut și vreau să o cunosc pe Larisa. Însă toată apariția ta publică s-a legat de numele tău de familie pe care l-ai căpătat în urma căsătoriei cu marele gimnast Marian Drăgulescu. Te cheamă Larisa Drăgulescu. Da. Și ai ales să păstrezi numele. Am ales să păstrez numele pentru că inițial a fost o înțelegere între mine și fostul soț la vremea aceea. La început nu trebuia să afle nimeni că noi am divorțat, deoarece el trebuia să primească un apartament din partea clubului de care aparținea și bineînțeles că nu trebuia să fie divorțat. Păstrând numele, nimeni nu-și dădea seama că noi am divorțat. Așa a fost el de acord să-i păstrez numele. Înainte să fie rău, a fost bine la început? A fost... Între mine și Marian a fost o dragoste foarte mare.
Eram foarte mică, aveam doar 18 ani, foarte tânără. Pentru mine, el a fost cea mai mare dragoste a mea, dar, nu știu cum să spun, a fost așa cu năbădăi, adică ne certam. El avea multe momente în care a fost violent, dar la scurt timp ne împăcam. Cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut într-un club din Reșița, orașul din care provin. Pur și simplu a fost o întâmplare. Atunci era bilet de intrare cu un bon de consumație. Și țin minte că am fost până la baie cu fetele și din greșeală mi-am aruncat bonulețul acela de consumație. M-am întors la masă și mi-am dat seama că nu am cum să prezint bonulețul pentru consumație, așa că m-am reîntors la toaletă să-l caut și așa l-am găsit pe Marian, care el mi-a găsit bonulețul. Da, mi-a spus așa într-un fel, hei, ce faci, păpușe, asta cauți? Și am spus că da, așa ne-am cunoscut, așa am făcut cunoștință. După care, mai departe în club, am stat împreună, m-a invitat la dans, erau încă bluzuri atunci. Am dansat împreună și am ținut legătura mai departe din ziua aceea. Știi cine e? Nu știam cine este, nu. Când ai aflat? Pe parcurs. După câteva zile auzisem ceva zvonuri că ar fi sportiv, dar nu știam exact ce. Oamenii nu știau să-mi explice ce sport face mai exact. Când a devenit serioasă relația? Serioasă a devenit în clipa în care am rămas însărcinată. După aproximativ un an de zile am rămas însărcinată pentru că am vrut amândoi. El îmi spunea mereu că își dorește 3 copii cu mine. Și am spus că ok, hai. După care, la câteva luni, Marian s-a răzgândit. Deci, și n-a mai vrut copilul? După ce am rămas însărcinată, da, mi-am spus că nu își mai dorește copilul pentru că el este un sportiv de mare performanță, este în plină ascensiune și nu dorește să fie tată atât de devreme. Îți amintești discuția când a avut loc și cum te-a afectat? Da, mi-amintesc perfect. Le-am spus și părinților mei că am rămas însărcinată, le-am spus situația, ei au venit de la Reșița special la București să îl cunoască pe Marian, să-i cunoască familia. Au discutat atunci și concluzia la care au ajuns ei, familiile și Marian, a fost că cel mai bine este să fac o întrerupere de sarcină. Asta au decis familiile? Da, pentru că așa își dorea Marian și părinții lui. Și ai mei nu prea aveau cum să se împotrivească. Nu aveau ce să spun atunci, în momentul acela. Și după ce au luat decizia asta, te-au pus și pe tine acum cu ce au decis ei? Da, am discutat cu Marian, noi doi singuri, și mi-a spus că el îmi va da bani să merg să întrerup sarcina. Era destul de înaintată sarcina. Dar cu o anumită sumă de bani se făcea oricum. În ce lună? Zis că nu se pune problemă. Erau peste 3 luni, da. Și atunci i-am spus lui Marian că ok, voi face așa cum îți dorești tu, dar cumva în interiorul meu am știut că nu voi face asta și am jurat că va regreta că m-a lăsat însărcinată, ca apoi să își bată joc și să-mi spună că nu își mai dorește. Așa, și mai departe am plecat la Reșița. Mi-am făcut o programare la ginecolog, așa cum i-am promis, însă nu am făcut programarea pentru a face întrerupere de sarcină, ci dimpotrivă pentru a face controlul acela necesar din timpul sarcinii.
toate au fost bune la control, eu am fost foarte fericită. Însă lui Marian i-am spus seara când am discutat cu el că am făcut așa cum și-a dorit el. L-ai mințit că ai întrerupt sarcina? Da. Da, l-am mințit că am întrerupt sarcina. Am fost sigură că el mă va părăsi, pentru că eu credeam că nu mă iubește și mă va părăsi imediat după ce voi face întreruperea de sarcină. Însă nu a fost așa. A urmat câteva luni bune în care noi am continuat să ne vedem. Relația dintre noi devenise mai închegată. El îmi făcea cadouri, ne plimbam foarte mult, am plecat cu el chiar și în cantonamente. Și timp în care el nu știa că eu sunt în continuare însărcinată. Deci până la, după 7 luni, el nu a știut că eu eram în continuare însărcinată. Deci tu asta lângă un bărbat, însărcinată fiind, până la 7 luni, da, iar chiar el mai mult nu a știut de fapt că tu îi porți în pântece propriul copil? Nu. Nu. Cum? Da, este prima dată când povestesc lucrul acesta public. Dar cum ascundeai, Larisa? Cum ai reușit lucrul ăsta? Mi-a fost foarte greu, foarte, foarte greu să îi ascund lucrul acesta, pentru că se comporta foarte frumos cu mine. Și mă simțeam prost. Mă simțeam foarte prost. Așa cum ți-am spus, eu am fost foarte sigură că el, imediat după ce va afla că am făcut avortul, mă va părăsi. Așa, așa am crezut. Poate că ți era greu să nu ai cu cine să împărtășești bucuria aia. Da, mi-a fost greu. A știut familia mea pe tot parcursul sarcinii. Mi-am făcut un album de poze, cum se făceau atunci, scoase pe hârtie, pe care l-am arătat atunci când el a aflat de sarcină. I-am arătat tot parcursul și cât era de fapt de mare burtica pe care el nu a observat-o. Când a fost momentul adevărului? Dacă poți să-ți aduci aminte ziua și locul unde s-a întâmplat să-i spui. Am plecat de la el din cantonament, eram la Sfântul Gheorghe, am decis să plecăm pentru că el avea o competiție și trebuia să mă reîntorc la el, să ne vedem, după 2 săptămâni. În aceste 2 săptămâni, burtica mea era foarte mare și nu mai puteam să mă întorc la el și nu mai aveam cum să ascund. Și am fost nevoită să îi spun, să găsesc o modalitate prin a-i spune că eu sunt în continuare însărcinată. I-am spus prima dată că nu mă simt prea bine și că voi merge să fac un control ginecologic pentru că sunt ceva probleme. Toate bune. Eu am fost într-adevăr din nou la control, mi-am făcut în continuare fișa aceea pentru femei însărcinate. Însă nu erau probleme așa cum i-am spus lui. Și seara l-am mințit din nou. I-am spus că sunt în continuare însărcinată, dar că nu este vina mea, că eu am făcut ce a trebuit atunci, însă nu știu ce s-a întâmplat, dar ai sunt în continuare însărcinată. Da. Deci am făcut așa o poveste. Și a crezut? A crezut. Da. M-a crezut, s-a bucurat, a zis că așa a fost să fie, că se bucură și că abia așteaptă să mă vadă. M-au dus părinții mei la el la București, țin minte, am plecat cu ei cu mașina. Am avut foarte mari emoții de momentul acela în care m-a văzut cu burta, aveam burta foarte mare. Mi-a fost foarte frică de el, pentru că am crezut că la telefon s-a prefăcut, că se bucură, însă mi-era teamă să nu
fie de fapt altfel comportamentul lui. Dar nu, Marian când m-a văzut, primul lucru a zis, iasă-vă burtica, ridică tricoul. M-a mângâiat pe burtică și a zis că se bucură foarte mult și că este fericit. Adevărul în totalitate l-am spus abia înainte cu o zi de botez, cam așa, când fetița avea 2 luni jumate. Adevărul adevărat? Adevărul adevărat? L-ai spus multe luni după ce ai născut? Da. Da. Cu o zi înainte de botez, cam așa. Și reacția care a fost? A fost surprins, dar în continuare a spus că se bucură că am ales să fac așa și că își iubește fetița foarte mult și s-a bucurat. Una din problemele pe care le-am întâmpinat în timpul sarcinii, după ce i-am spus lui Marian că sunt în continuare însărcinată, familia lui nu a fost de acord cu mine niciodată. Cu tine? Eu eram un nimeni de la Reșița și nu meritam să fiu lângă băiatul lor. Așa mi se și spunea în față. Păi mama lui îmi spunea, tu ar trebui să iei o piatră în gură că stai cu fiul meu. Erau foarte jignitoare pentru mine. Mă simțeam foarte prost. Mai ales că aveam 19 ani, eram foarte sensibilă. Plus, ce a fost cel mai grav ce mi-a spus mama lui a fost faptul că mi-a spus exact așa: dacă tu faci copilul acesta să dea Dumnezeu să fie surd. Asta a fost, îmi vine să plâng. Asta a fost lucru care m-a afectat foarte tare. Însă, în acel moment, îți dai seama că nu am crezut că asta se și poate întâmpla cu adevărat. Timp de 2 ani de zile nu am știut că fetița mea, într-adevăr, s-a născut fără auz. Fetița ta? S-a născut fără auz, da. Deci, practic, ceea ce a spus bunica avea să se întâmple ca într-o... Exact așa s-a întâmplat, da. Da, și asta a spus după ce a aflat că eu sunt în continuare însărcinată și... Atunci când m-a văzut cu burtica mare, s-a comportat foarte urât, foarte urât și mi-a vorbit foarte urât. Acum, eu nu știu, nu am crezut blesteme, da, cum se spune că sunt. Nu am crezut niciodată și nu știu dacă, nici acum nu cred, dar așa s-a întâmplat. Pur și simplu, exact ce ea mi-a spus mie, asta s-a întâmplat. Am aflat după aproape 2 ani de zile, cu puțin timp înainte ca fetița mea să facă 2 ani, am aflat că nu aude și în timpul acesta eram însărcinată cu cel de-al doilea copil, cu băiețelul. Doctorii mi-au spus că și el se va naște la fel, are 80%-90% șanse să se nască la fel, pentru că este genetic cumva. Și am avut un șoc. Și bineînțeles că imediat după ce l-am născut, i-am făcut toate analizele necesare. Din fericire, nu a fost așa cum au spus doctorii, el s-a născut cu auzul perfect. Însă, ziua în care m-am externat din spital cu băiețelul a fost ziua în care eu am revăzut-o pe fosta mea soacră după ceva timp.
Am revăzut-o, atunci am revăzut-o prima dată după ce aflasem de diagnosticul fetiței mele. Îți dai seama că eu când am aflat de diagnosticul ei, primul lucru, pur și simplu, primul lucru mi-a venit în minte, mi-au venit în minte exact cuvintele ei. Și atunci când ea a venit să viziteze băiețelul, chipurile, era fericită, nu m-am simțit bine să o văd, i-am spus lui Marian că nu vreau să o văd, că știu că nu se bucură nici pentru al doilea copil, la fel cum a fost cu primul. Însă nu a vrut nici Marian să mă asculte, să-i spună cumva să plece. Vreau să plece, nu vreau să mai stea, să o văd în momentul ăla, nu vreau să stea acolo, la noi acasă. Și am reproșat ei, i-am spus că din cauza ei, fetița mea nu aude. Și nu doar asta, lucrurile atunci au degenerat foarte, foarte urât, într-un scandal foarte urât. Era și mama mea la mine să mă ajute și am luat o cană și am avut intenția de a o lovi. Pe soacra ta? Pe soacra mea. Pentru că eram, pur și simplu uram. Deci eu nu mai vreau să o văd. Soacra mea nu a pățit nimic atunci. Mama mea, când a văzut că vreau să o lovesc, s-a băgat în față și nu știu cum s-a întâmplat, dar și-a tăiat tendoanele. Deci din cioburile acelea, cum au sărit, nu știu, nu pot să-mi aduc aminte exact, însă s-a accidentat destul de rău. Are urmări și în ziua de astăzi, de atunci. Și mi-este foarte greu să vorbesc despre lucrurile astea. Au fost niște evenimente în relația mea cu Marian foarte neplăcute, este puțin spus. Da, și nu știu cum să mai continui. În seara aceea, mama mea a ajuns la spital. L-am rugat pe Marian să o ia repede, să o ducă la spital, pentru că se umpluse pur și simplu câteva secunde de sânge pe jos. Numai eu țipam, soacra mea țipa, ea în continuare reproșa tot mie fel și fel de lucruri. Nu ținea cont că cineva se accidentase. I-am spus lui Marian să o ia pe mama mea, să o ducă la spital, dar să o ia și pe mama lui, să nu o lase cu mine, să nu ne lase singure, pentru că nu, cine știe ce se întâmpla. Bineînțeles că soacra mea nu vroia să plece. Ea vroia să rămână singură cu mine, nu că noi avem de discutat. Foarte greu a plecat totuși, a plecat cu ei la spital și apoi a lăsat-o pe ea acasă. După momentele astea, mie mi-a fost foarte greu să mă mai apropii de familia lui Marian. Foarte greu. Și Marian, cred că nu a putut cumva să se împartă între cele două tabere, ca să spun așa. Și a fost influențat de-a lungul relației noastre, de familia lui, ca noi să ne despărțim, eu nu sunt bună pentru el. Și până la urmă s-a ajuns și la despărțire. A fost și ăsta un factor, în afara altei probleme pe care el a avut-o. Probabil vom ajunge și la subiectul ăsta. Marian se uita foarte mult la videochat. Foarte, foarte mult la fete care făceau videochat. Și nu știu dacă este bine să spun asta. Nu, mai bine nu mai are rost să mai
să mai dezvălui asta, însă ultima dată când l-am surprins în fața calculatorului, atunci a fost cel mai grav, pentru că el și-a ieșit din minți, că l-am întrerupt, și atunci m-a bătut, așa cum m-ați văzut și m-a văzut o țară întreagă în momentele acelea. Da, ironia sorții este că acum eu fac oarecum, nu este video chat, însă tot pe acolo este ceva similar. Faptul că eu activez pe o platformă care este destinată adulților este practic cam același lucru la care se uita fostul meu soț. Crezi că te-a afectat psihologic lucrul de atunci? Când ai făcut alegerea asta? Crezi că ai făcut alegerea? Da, cred că n-a fost nimic întâmplător. Toate au dus la decizia asta a mea. Eu atunci am fost făcută în toate felurile. Am fost făcută curvă, o femeie ușoară, fără să fiu în vreun fel. Nici măcar nu mă apropiam de așa ceva. Eram o mamă care avea grijă de copii, nu mă ocupam de nimic altceva decât de casă și de copii. Și nu am văzut alt bărbat în afară de soțul meu. De câte ori s-a uitat la video chat pe zi? Mult, nopțile. Se uita nopțile. Eu stăteam, sufeream lângă copii. Mă chinuiam foarte mult cu amândoi, pentru că fetița, neauzind, plângea mult, făcea gălăgie și îl trezea pe băiețel. Și mi-era foarte, foarte greu singură. Iar el își petrecea nopțile în dormitorul de lângă, în fața unui calculator. Dar între voi mai exista vreun fel de contact? Da, exista. Da. Deci nu te înlocuise cumva cu această viață virtuală? Nu. Nu, dar nu știu, îl făcea să se simtă bine statul la calculator. Refula cumva din cauza problemelor de acasă dintre mine și familia lui, problemele de sănătate ale fetiței pe care nu le-a acceptat niciodată. El niciodată n-a acceptat că fetița lui nu aude. I-a fost jenă de lucrul acesta. Și cred că în momentul acela, nu știu, așa, ăsta era modul lui de a se deconecta de la investea toate aceste lucruri. Investea și bani, Larisa, în asta? Plătea? Nu știu, foarte multe amănunte. Nu știu asta. Dar probabil că da. Să ne întorcem la evenimentul pe care tu îl cataloghezi drept cel mai violent. Spune-mi prin ce ai trecut atunci. Țara a văzut doar niște poze. Eu aș vrea să știu sufletește, ca femeie, prin ce ai trecut atunci? Acel iad pe pământ. Oh, a fost foarte, foarte greu. Pentru mine, perioada aceea a fost cea mai grea din viața mea. Nu doar pentru faptul că am luat bătaie de la Marian atunci, ci și pentru faptul că eu, cu doar câteva zile în urmă ca el să mă lovească, eu venisem de la o operație foarte importantă pe care o suferise fetița mea în Austria pentru a auzi. Eu fusesem cu ea la operație în Austria pentru un implant cohlear, timp în care el a avut un concurs foarte important. Lui nu i-a păsat decât de gimnastică. Asta era pe primul plan pentru el. Iar când m-am întors acasă, în loc să, nu știu, să mă înțeleagă, să mă ajute și el într-un fel, lucrurile au fost tot mai grave și s-a ajuns până la violență destul de gravă. Început au fost o palmă, două, îmi pare rău, nu voi mai face asta niciodată, asta îmi spunea de fiecare dată. Însă
situația se repeta și erau din ce în ce mai multe lovituri. În seara aceea, Marian mi-a dat și cu pumnii și cu picioarele și cu tot ce s-a putut, până când am picat pe jos. Am picat pe jos, m-a lăsat pe jos și a plecat în cameră la copii, pentru că băiețelul auzise și se trezise. Nu știu exact după cât timp m-am ridicat de pe jos, nu simțisem ce am la față, însă când m-am uitat în oglindă și mi-am dat cu mâna să-mi dau părul la o parte, am simțit așa ceva foarte, foarte mare. Când m-am uitat în oglindă, m-am speriat. Deci, pur și simplu, era ca și cum nu mai aveam ochi. Imaginile care au apărut cu mine în presă au fost la câteva zile distanță și arătam foarte bine. Dar am fost desfigurată. Deci, în momentul acela, eu am fost desfigurată. M-am speriat de ceea ce am văzut în oglindă. Eu nu știam cât era, de fapt, de gravă situația sau cât ar fi putut să fie de gravă. Am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe sora mea, i-am spus să vină. A venit, când m-a văzut a zis că nu trebuie să mai accept așa ceva. Ea a sesizat autoritățile și aceea a fost ultima, nu știu, ultima seară, zi petrecută împreună ca și cuplu, să zic așa. Deși țin să menționez că în momentele acelea eu cu Marian divorțaserăm cu 8 luni în urmă. Deci noi eram atunci divorțați. Ce te-a făcut pe tine ca după 8 luni de zile în care hotărâ să divorțezi, probabil tot din cauza genului ăsta de comportament, de ce ai mai stat încă 8 luni de zile de la divorț? Pentru că mi-a fost frică de a-mi crește copiii singură. Mi-a fost frică să fiu o mamă singură. Am fost sigură că nu mă voi descurca. Eram și în primul an la facultate și nu mai știam pur și simplu cum să continuez, cum mai merg la facultate, cum să am grijă de doi copii, cum îi întrețin din moment ce eu nu știam nici măcar cât costa o pâine. Eu cât am stat cu el, nu mă ocupam de cumpărături. El se ocupa, el era cel care avea banii, nu eu. Pur și simplu nu știam să mă ocup de cheltuielile acestea. Deci, practic, erai și dependentă financiar, nu? Eram dependentă financiar, da. Și cumva mare parte din decizie a ținut și de factorul ăsta financiar. Niciodată nu mi-a mai dorit să depind de un bărbat. Și cred că asta ar trebui să facă multe femei până să ajungă în situația în care am fost eu și din care am învățat. Cred că n-ar trebui să ajungă, de fapt, nimeni aici. Orice femeie trebuie să fie independentă financiar. Cu cât ești la mâna bărbatului, cu atât este mai greu să te descurci. Mai ales când ai un bărbat violent, este foarte greu să, și copii. Este foarte greu să vezi că te poți descurca și singură. În cazul tău, după ce ai fugit de acasă, cu copiii, presupun, a existat un moment în care Marian a venit la tine să-și ceară scuze? Nu am fugit de acasă cu copiii. Marian ne-a dat afară din casă. Cum v-a dat afară? Pur și simplu, după ce m-am întors a doua zi de la spital, a venit împreună cu tatălui și m-a înștiințat că am câteva zile la dispoziție în care să eliberez apartamentul împreună cu copiii, să plecăm. Și am plecat. Deci mi-a luat absolut tot ce ținea de financiar. Era un telefon făcut cadou de la el și mi-a scos cartela, mi-a aruncat-o, a zis că telefonul ia, că îl dă tatălui lui și nu merit nimic decât să-mi iau copiii și să plec. A fost violent și cu copiii?
să zicem că au fost niște reacții normale, la limita bunului simț. Ce când reacții? Îi mai certa, dar nu pot să-l acuz de faptul că ar fi fost violent, că ar fi făcut ceva, nu am văzut. S-a întâmplat într-un singur episod în care l-am acuzat de lucrul acesta. După ce plecasem eu deja de la el, a luat el copiii în câteva zile să-i vadă și mi-a adus plin de vânătăi. Nu știu exact ce s-a întâmplat atunci. El a negat acest lucru și să spunem că înțeleg că a avut dreptate. Probabil s-a accidentat copii? Singuri. N-ai întrebat copiii? Ce ți-au spus? Am întrebat, însă erau mici. Nu știu. Acum, el spune că copiii, fiind foarte mici, au imaginația mai bogată și au fabulat. Nu știu exact ce s-a întâmplat. În urmă cu câteva luni, Marian Drăgulescu avea să recunoască public că a fost violent cu tine, dar lăsa să înțeleagă cumva că a fost vina amândurora pentru violențele din cuplu. Te-a mulțumit acest răspuns? Nu. Marian a lăsat să se înțeleagă că eu l-aș fi bătut pe el, din ce am citit și eu în presă. Sunt într-adevăr o fire mai vulcanică. Cred că am cedat nervos de multe ori, pentru că presiunea și problemele prin care treceam eu atunci și cu familia lui și cu fetița, astea m-au făcut să îmi ies oarecum din minți, să țip mai tare. Cam asta am făcut, dar indiferent cum ar fi fost situația, nu cred că avea dreptul să dea în mine. Avea să înceapă o nouă fire din viața ta, cea de mamă singură, care nu știa nici măcar cât este prețul pentru o pâine. Zi-mi cum te-ai reconstruit. A fost un chin? A fost un chin. 7 ani de zile a fost un chin, un calvar. M-am mutat în 7 chirii. Deci de la an la an mă mutam cu copiii. Eram ca țiganul cu cortul, cum se spune, da? Nu mi-ajungeau banii pentru logopedia fetiței, necesita logopedie intensă pentru demutizare. Nu mi-ajungeau, mă chinuiam foarte, foarte tare și pentru chirie și, cum ți-am spus mai devreme, am fost la facultate când m-am despărțit de Marian, m-am chinuit să-mi termin și facultatea. M-am chinuit foarte mult și faptul că eu m-am întors atunci acasă, în primele zile, dar în primele 4 luni de zile eu am stat la părinții mei după ce m-am despărțit de Marian. Faptul că m-am întors la părinți cu 2 copii, pentru mine a fost foarte greu de acceptat. Foarte, foarte greu să mai accept să fac ce-mi zice mama. Vezi că n-ai făcut aia, vezi că nu știu ce trebuie. Nu mai suportam să aud pe nimeni că îmi spune ce să fac. Mă deranja foarte, foarte tare. Aveam certuri foarte mari și cu mama mea atunci, în perioada aceea. Nu reușeam nici eu să înțeleg pe ea, nici ea pe mine. Cea mai puternică amintire din perioada asta de 7 ani, în care tu spui că ai fost în depresie și lupta asta continuă cu supraviețuirea, care este? Care a fost? Mă simțeam așa pe drumuri, pe străzi, tot timpul. Mă deranja foarte tare că nu aveam casa mea. Foarte, foarte tare mă deranja. Că stăteam în casa altcuiva. Chiar și în casa părinților mei. Mama mea îmi spunea de multe ori, este casa mea, pui cana asta și paharul ăsta, cum spun eu. Nu aveam voie să schimb nimic.
pentru că era casa ei. Am auzit replica asta de atâtea ori, încât am spus că voi face orice, dar orice, să îmi iau casa mea, oricât de mic ar fi ea și oriunde ar fi ea, doar să știu că este a mea. Am avut multe momente în care am vrut să mă sinucid, să știi. Ai vrut să-ți pui capăt? Da. De mai multe ori? Da. Da, de în ce? Acea perioadă... Pentru că îmi era foarte greu financiar, mă gândeam că nu o să am niciodată casa mea și că, așa îmi spuneam eu atunci, și că probabil singura casă pe care o pot avea va fi cea din Coșciug, așa îmi spuneam. Și îmi doream să mor. Mă uitam la copii, îmi reveneam puțin atunci când îi vedeam pe ei, însă la un moment dat am clacat atât de tare încât mi-am dorit să mă arunc de la balcon împreună cu copiii mei. Da. Și mi-am dorit să mă sinucid împreună cu ei, pentru că mă simțeam o povară și pentru familia mea. Simțeam că am un bagaj pe care nu pot să-l duc și că făcusem doi copii și devenisem așa ca o pacoste pentru toată familia mea. Așa simțeam eu. O povară. O povară. Așa simțeam eu atunci. Ei au încercat foarte mult să mă ajute. Am o familie foarte mare și suntem foarte uniți. Dar nu vedeam lucrurile, nu știu, nu puteam să le discern foarte bine atunci. Te speria de gândul care ți-a trecut prin cap? Să te arunci cu proprii copii de la etaj? Da, m-am speriat foarte tare atunci. A intervenit familia mea, au venit mătușa mea, unchiul meu, mai mulți membri din familie au încercat să mă calmeze. Au chemat până și ambulanța, bineînțeles. Și au reușit până la urmă să mă facă să înțeleg că viața merge mai departe și că trebuie să fiu puternică și să mă descurc. Să mă descurc singură. Iar din acel moment am înțeles că nu trebuie să-mi pun capăt zilelor, pentru că nu am dreptul să fac eu asta. Și pentru că copiii mei sunt un dar de la Dumnezeu și nu merită ca eu să schimb cumva soarta lor sau destinul lor. Dar tatăl nu te-a ajutat deloc, Larisa? Nu, nu. Nu, au fost ani în care nu ne-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, m-a chemat în judecată pentru a nu plăti cheltuieli medicale fetiței în cazul în care urma să îi cer. Când a intervenit în mintea ta, când a încolțit ideea că poți pleca în afara țării, știu că ai plecat în Dubai și în Germania, unde ai lucrat în club. Cum ți-a încolțit ideea? Nu mai aveam, am simțit că nu am încotro, nu am de ales. Dacă alegeam să am un job normal, puteam să fac asta, pentru că terminasem facultatea de psihologie, am studiat muzica, puteam să predau muzică, dar salariul ar fi fost atât de mic încât nu n-aș fi putut să mă descurc cu chirie, cu plata logopediei pentru fetiță și
tot ce a însemnat recuperarea ei. Și atunci am ales să plec în Dubai. Am lăsat copiii cu mama mea și am plecat, fără să știu clar unde merg, ce va fi și cum va fi. Am mers pur și simplu cu la risc. Da. Și ce ai găsit acolo, Doris? Prima experiență din Dubai nu a fost deloc plăcută, a fost foarte grea. Nu a fost deloc așa cum am așteptat. Și am decis să plec după doar 5 zile. Dar ce s-a întâmplat acolo? N-aș vrea să intru foarte mult în detalii. Pur și simplu nu a fost ceea ce mi s-a spus. A fost vorba de prostituție, însă la modul acela foarte greu de acceptat. Am fost și amenințată, mi s-a reținut și pașaportul. Am încercat oarecum prin toate mijloacele care erau atunci de a mă face să fac așa cum se cerea, cum spuneau ei. Nu am acceptat, bineînțeles, și am decis să plec și m-am întors în România la scurt timp. Ți-a fost frică acolo în zilele alea, 5 zile? Da, mi-a fost. M-am speriat, m-am gândit în continuare la copii, la familie. Te-au și agresat atunci? Nu. Nu. Bine că am trecut și de asta. Nu s-a ajuns la nimic de genul acesta foarte grav, pentru că nici nu am permis asta. Dar aveai să te întorci, Larisa. M-am întors, dar în altă parte, prin alte cunoștințe, să spun așa, cu altă înțelegere, unde lucrurile au mers așa cum mi-am dorit. Am fost escortă. Nu am fost forțată de nimeni să fac nimic. Am făcut numai așa cum am considerat eu că era bine. Mergeam în cluburi cu fel și fel de persoane potent financiare. Îi însoțeam în diverse locuri, însă ca să faci bani cu adevărat, trebuie să faci mai mult de asta doar escortă cu ei. Deci nu doar stăteam la masă și atât. Pur și simplu eram partenera lor pentru o seară, două, trei, chiar și pentru o lună de zile am fost la cineva. Dar în pericol te-ai simțit vreodată făcând escort? Pericol, da, îl simți în fiecare zi. Îl simțeam și acolo, l-am simțit și în Germania. Am făcut și acolo același lucru. În Germania m-am simțit, să zic, puțin mai protejată, deoarece acolo este cu acte în regulă. Dar tu ca fată nu știi niciodată ce client vine, cine este, cum este. Nu, n-ai de unde să știi. Orice se poate întâmpla. S-a întâmplat ceva rău în toată perioada asta? Îți aduce aminte vreun incident? Nu, niciodată. Nu am pățit niciodată nimic. Nu am avut incidente de niciun fel. Dar ce-mi spui tu de fapt e că e o chestie de noroc că nu ți s-a întâmplat. Da, dar am fost pe punctul de a mi se întâmpla la început. Dacă nu eram cât de cât inteligentă, puteam să fiu ca alte fete. Cât câștigă Larisa o escortă într-o lună de zile?
Nu știu cât câștiguiesc într-unele de zile, știu cât am câștigat eu. Eu am câștigat sume mari. 50.000 de euro, chiar și mai mult. Am câștigat sume frumoase. Când te trezești dimineața, ți este greu? Când te trezeai atunci dimineața, ți era greu? Exista regretul? Nu. Nu am regrete. Cred că am făcut lucrurile așa cum trebuia. În momentul de față mă consider o femeie realizată. Am obținut tot ce mi-am dorit financiar. Nu doar o casă, șapte, așa cum am stat 7 ani în chirie. Fetița mea este recuperată medical, copiii mei au tot ce își doresc și eu îmi doresc ca ei să nu treacă prin ce am trecut eu, pentru asta mă lupt în continuare, să nu aibă necesitățile pe care le-am avut eu. Și da, nu regret nimic, cred că așa a fost să fie, toate lucrurile astea m-au întărit. Eu te întrebam de altceva. Sufletul nostru e ca o carte. Și rămâne acolo ceva scris, o urmă. Te întrebam doar dacă anii ăștia au lăsat o urmă acolo în sufletul tău. Dacă există o urmă în anii aceștia, probabil că se va vedea mult mai târziu. Momentan, singurele urme pe care le simt sunt cele de după divorț sau din perioada aceea cu fostul meu soț. Pentru mine, alea sunt cele mai, au fost cele mai traumatizante, care încă nu s-au vindecat. Știu că ți-ai întâlnit actualul soț în Germania, într-un club de genul ăsta. Da. Cum l-ai cunoscut și cum te-ai hotărât să te căsătorești cu el? Ți-a fost client? Da. Actualul meu soț mi-a fost client. Nu m-am îndrăgostit de el de la început. Poate că nici acum nu mă simt îndrăgostită de el. Îl iubesc pentru că este un om extraordinar. Îl simt cel mai bun prieten. Este omul pe care mă bazez 100% în orice moment și care știu că mă acceptă în totalitate, așa cum sunt, cu tot trecutul meu, cu tot ce am făcut și cu copii. E foarte greu să găsești un bărbat care să te accepte cu copii. El te ajută? Știu că acum nu faci video chat, ci activezi pe platforme pentru adulți în care practic livrezi videoclipuri cu content, adult content. Da. Am înțeles că te și ajută în tot demersul ăsta? Da. Mă ajută, nu pentru că îi face plăcere, nu este de acord cu asta, însă l-am rugat frumos să mă mai lase anul acesta, să mai continui să fac bani din, nu știu, din imaginea mea, să mă lase să fac eu banii așa cum pot momentan, pentru că Îmi doresc mai mulți bani acum. Nu-mi lipsește nimic în momentul de față, însă vreau mai mult. Nu te mai poți opri? Cred că da. Da. M-am obișnuit, poate din zilele acelea, când lucram în Germania, de exemplu, nu exista zi fără bani. Fiecare zi la mine însemna linie și un total. Cred că m-am obișnuit așa, să știu că la finalul zilei eu am făcut niște bani. Nu pot să mai concep ziua fără bani, momentan. Dar soțul tău cu ce se ocupa acolo? Lucrează în construcții. Și nu are bani? Are, ca pentru un om, este un om normal. Dar mie nu mi-ajung banii lui acum. Am alte, nu știu, am cheltuieli mai mari decât el sau decât un om normal în momentul de față. Sunt și o femeie căreia îi place să aibă grijă de ea. Într-adevăr, investesc și în mine, dar
scot și mai mult din imaginea mea. Dar discuțiile la început au fost pentru că tu te-ai ocupat în continuare de ceea ce făceai. Discuții cu soțul nu au fost atunci? Cum să spun eu? El m-a cunoscut în club și pentru el a fost mai ușor să știe că activez pe o platformă pentru adulți decât să fiu un fapt cu cineva, da? Decât să mai lucrez în club în Germania sau oriunde ar fi. A zis că este mai ok așa, pentru că eu nu doresc momentan să renunț de la lucrurile acestea. Deci, practic, ați decis împreună maniera asta. S-a conformat, mai bine zis, da. Câți bani ai strâns, Larisa? Nu vreau să mai dau sume. Am strâns o sumă frumoasă de care sunt foarte mândră, sunt... Exagerată suma de 2 milioane de euro? Pentru alții ar fi exagerată. Mulți cred că sunt bani făcuți într-un timp foarte scurt și ușor. Sunt totuși făcuți în câțiva ani de zile și făcuți greu. Dați puțin sau mulți, 2 milioane, cât am scris aici eu de la documentare? Pentru mine puțin. Din moment ce încă continui, asta înseamnă că mie nu-mi ajung. Nu am banii aceștia cash, pentru că i-am investit. Și doresc în continuare să mai investesc. Înțeleg că ai ținut neapărat să faci un contract prenupțial pe toată averea ta. De unde a venit decizia asta? Din teama de a nu pierde ceva. Nu știu. Eu atunci când am divorțat de Marian, la partaj i-am semnat de bunăvoie absolut tot. Nu am rămas cu nimic, am luat-o complet de la zero. Și acum pur și simplu am vrut să mă protejez. Nu se știe niciodată ce îți rezervă viitorul. Nu știu. Eu mă înțeleg în momentul de față foarte bine cu el. Avem o relație foarte frumoasă, liniștită. Dar nu se știe ce se poate întâmpla. Un ultim capitol din viața ta pe care vreau să-l discutăm este referitor la copii. Copii pentru care tu spui că ai făcut tot ce ai făcut până în ziua de azi. Trăim în România. Există un soi de bullying la adresa copiilor tăi despre ceea ce tu faci? Pentru că internetul acum este disponibil oricui, toată lumea poate să citească despre ceea ce faci tu. Nu spune nimeni că e bine sau rău. Ci doar întreb în cheia asta, dacă ai tăi copii sunt cumva afectați. S-au confruntat și ei cu probleme de acest gen, însă cred că singuri au știut să gestioneze situația destul de bine, încât să nu se ajungă la probleme mai grave. A fost un singur episod mai urât, atunci când băiețelul făcea parte din lotul național de gimnastică. Colegii lui de la lot, cei cu care și locuia la cămin, l-au luat la mișto într-o seară, au intrat pe pagina mea de OnlyFans și nu știu cum au intrat, totuși este cu card, sunt mici, probabil au făcut tieros de undeva, de un card. Și bineînțeles că au râs de el. Doar atunci băiețelul m-a sunat. Ce ți-a spus? A plâns. A plâns și
mi-a spus de colegi, uite ce a zis ăla. Și a spus că el nu mai vrea să facă gimnastică. Pentru că ei sunt niște colegi răi, cu care nu reușește să se acomodeze. Și din momentul acela Richard nici n-a mai făcut gimnastică. Nu m-a acuzat pe mine niciodată. A zis că mă înțelege, ei știu foarte bine cât de greu ne-a fost. Și nu știu dacă din motivul ăsta el n-a mai făcut gimnastică, însă a fost așa ca o picătură care îi lipsea să se decidă în privința gimnasticii. El a făcut 10 ani de zile gimnastică, are și rezultate foarte bune. Însă relația lui cu colegii de la lot nu era foarte prietenoasă, nu a reușit să se integreze foarte bine și să nu suporta să doarmă la cămin. Și atunci când colegii lui l-au luat și la mișto și m-au jignit, el m-a apărat și nu a dorit să mai facă parte din lot. Larisa, voi ca familie, voi trei, tu și copiii tăi, ați avut această discuție sinceră, deschisă despre ceea ce faci? Da. Cum le-ai explicat? Le-am explicat dinainte de a începe. Am discutat cu băiețelul dinainte de a-mi deschide pagina. I-am spus că am descoperit site-ul acesta. I-am arătat un video de pe internet cu o domnișoară care prezenta pagina prin care spunea că este o pagină la fel ca Instagram, Facebook, doar că poți să te postezi așa cum dorești și prin care poți să câștigi și o sumă de bani. I s-a părut ok și am înțeles, bineînțeles, atunci în prima discuție nu i-am spus până unde pot duce postările mele, dar pe parcurs am înțeles de la sine și nu mai avem discuții. Trăgând acum linie, Larisa, tu și Marian spuneai la început, ca să facem o chestie rotundă, că v-ați iubit, că a fost iubirea vieții tale. Acum a reușit să fie un tată pentru copiii tăi? Sunt apropiați? Da. Acum Marian este un tată bun, este așa cum ar fi trebuit să fie încă de la început. El și-ar dori să recupereze anii pierduți, însă din păcate nu se mai poate. Dar cel mai important este că are totuși o legătură cu copiii în momentul de față, comunică și ne înțelegem bine. Dar copiii stau cu tine acum, nu? Da. La final, dacă tu crezi că eu nu te-am întrebat ceva, iar oamenii de acasă trebuie să știe despre tine, un mesaj de final pentru ei? Cred că oamenii ar trebui să înceteze să judece după aparențe. Cred că ar trebui să înțeleagă că atunci când un cuplu se desparte, nu este femeia de vină, așa cum se spune de cele mai multe ori. Dacă a bătut-o, a bătut-o pentru că sigur a făcut ea ceva. Cred că ar trebui să depășească multe din, nu știu, sechelele comunismului, poate, pentru că atunci erau normale gesturile astea. Și să vadă dincolo de ceea ce afișăm noi. Mulțumesc, Larisa. Mulțumesc și eu. Astăzi am avut o oglindă pe Larisa Drăgulescu. O oglindă a sufletului în care am văzut-o dezbrăcată de data aceasta de orice secrete. Ne-a spus viața ei cu bine și cu rău, de când a început până acum. Alegerile ei justificate într-un interviu. Vă mulțumim!
că ați fost alături de noi.